Fraților, în episodul de astăzi de Ratopia, casa mea a fost vandalizată. Nu știu cine a făcut chestia asta. Întrebarea mea de astăzi pentru voi este: cine credeți că ar fi putut să facă această treabă? Hai să strângem la episodul ăsta peste 200 de like-uri dacă vreți să postăm Ratopia zilnic. Eu momentan să plec la sat și ăsta să fie background-ul de care vă bucurați câteva zile. Nu vă mai rețin și să-i dăm drumul cu episodul. Doamne, deci în sfârșit am terminat și o casa pădurarului. Doamne, de fapt nu am terminat-o chiar pe toată. Mai trebuie să-i fac aici pe jos și trebuie să-i mai fac niște decorațiuni, dar vreau să spuneți în comentarii dacă vă place cum a ieșit până acum. M-am chinuit ceva la ea și mie îmi place cum a ieșit, n-am să mint. Deci mie chiar îmi place cum a ieșit casa pădurarului. Să scrieți și voi în comentarii neapărat și nu uitați să apăsați pe butonul like dacă vreți clipuri zilnice de Ratopia. Și dacă vă întrebați ce este cu background-ul ăsta, am zis pe clipul trecut, sunt la sat plecat și asta este situația în care ne aflăm momentan, fraților. Hai să-mi iau și eu căluțul și să merg spre casă, pentru că m-am chinuit ceva cu casa pădurarului și vreau să ajung și eu acasă să mai bag și eu ceva la maț, frate, bă, dar nu prea pot să trec pe aici. Bun, hai să mergem pe... Băieți și fete, ce s-a întâmplat aici, bă? Ce s-a întâmplat aici la mine acasă, bă, vere? Ia să-mi las eu calul aici. Băi, frate, băi, uite-l pe domnul împărat acolo. Domnul împărat! Da? Domnul împărat, sunteți răgușit? Ce aveți de vorbiți așa? Da, de la ultima... aia în castel, știți, cu nocivanul și astea, am răgușit puțin la cât am vorbit, că am vorbit o grămadă, mă înțelegeți? Ok, nimic ciudat în vocea dumneavoastră. Ok, nu o să vorbim acum despre asta. Dar uitați-vă și dumneavoastră ce s-a întâmplat la mine acasă. Bă, mi-a vandalizat cineva casa, vi se pare normal? Mă, ce se întâmplă? Pot intra, nu? Da, chiar vă rog, sunt, păi dumneavoastră sunteți împăratul acestei... Mamă, ce-i aici, mă, what? Dita, mai copacu, vi se pare normal, domnul împărat, ce se întâmplă? De când dumneavoastră cu mandatul ăsta? Facem și noi ceva! Ce treabă ar trebui să am eu cu mandatul domnul Ase Mădălin când se vandalizează case? Că și mie mi s-a întâmplat, nu știți? Mie mi-a vandalizat casa, da. Cred că nocivanul. Da, corect, aveți dreptate. Nu știu, dacă vreți mergem la poliție și vedem să investigheze, să... Da, aveți cumva un cal să ne... să mergem mai rapid? Stai că ăsta nu e plotul meu, doamne. Bă, ce-i în regulă, mă, fraților, cu domnul împărat, băi? Deci eu nu înțeleg ce-i în regulă cu domnul împărat, să mor eu, fraților. Bă, parcă nu el, mă, sună puțin ca Robică? Sau cred că am stat eu prea mult cu Robică și mi se pare că seamănă cu el. Hai să-mi iau și eu calul. Da, acum. Deci haideți până la domnișoara Oana, doamna polițistă. Am înțeles, haideți, că haideți, domnule. Poate știe sau să întrebăm pe cineva de prin sat. Băi, că nu mi se pare normal ce se întâmplă în satul ăsta, frate. Mă așteptați și pe mine, domnul împărat? A, dumneavoastră aveți o mărțoagă, nu se... Da, nu e așa rapidă. Ce am vrut să vă spun, cred că am stat prea mult cu vecinul nostru Robică și mi se pare că aveți vocea ca el. Dar cred că doar mi se pare cum am stat foarte mult cu el și cred că doar ați răgușit. Da, ciudat, nu știu, nu mi s-a mai zis. Da, haideți că aici stă doamna Oana. Bună ziua, e cineva acasă? Bună ziua. Doamna Oana, avem o problemă foarte mare. V-a schimbat uniforma, doamna Oana? Da, stați că cobora cu jos. Domnul împărat, vă fuge calul. Îl iau în brațe, că e cam nărăvași. Doamna, puternic sunteți. Gata. Ce problemă? Deci, aș vrea să vorbesc doamna Oana, aș vrea să vorbesc cu dumneavoastră între patru ochi, dacă se poate, la dumneavoastră aici curte. Se poate, vă rog? Da. Imediat, domnul împărat, imediat. Uite, haideți aici, am aici loc. Deci, doamna Oana, înainte să vă zic problema pe care o am, eu nu înțeleg, e o ceva problemă cu domnul împărat acolo. Nu sună ca el deloc. Nu înțeleg ce se întâmplă. Cât a răgușit sau... are și așa, răgușit, a răcit, nu știu. Nu știu, să-mi spuneți și dumneavoastră, care-i părerea după ce l-auziți? Păi, l-am auzit puțin și, nu știu, pare că... Așa-i? A vorbit mult, a stat în ploaie, nu știu ce a făcut. Da. Bine, haideți să vă zic problema pe care o am de față cu domnul pădurar, cu domnul împărat, că eu sunt pădurar. Aici. Da, hai să mergem pe aici. Amândoi suntem pădurari. Da, suntem pădurari, dar dumneavoastră sunteți și polițistă. Da. Schimbați-vă uniforma, vă rog. De ce? Dar ce are, bă, uniforma asta, domnul împărat? A, sau asta e aia nouă din votare? Asta e aia nouă! Adică nu știați asta deja, domnul împărat?
Am primit de la dumneavoastră chiar, am primit uniformul nou. Am uitat, am uitat, da, da, da. Cred că s-a lovit la cap. Au! Cred că s-a lovit la cap. Da, deci, doamna Oana, domnișoara Oana, casa mea a fost vandalizată. Și aolea, nu știu cum s-a întâmplat asta, cine a făcut asta și de ce a făcut asta. Deci, nu știu ce să fac. Vreau să veniți, vă rog frumos, să vedeți despre ce este vorba, pentru că mie nu mi se pare inadmisibil să se întâmple da, așa da, ceva. Da, da, trebuie să văd locul faptei. Da, 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 chiar vă rog să vă luați calul că ajungem mai repede, că eu stau fix în partea cealaltă a satului și... Da, 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 știu. Să fie treaba, treaba. Domnul împărat, veniți și dumneavoastră cu noi? Da, haideți că vin. Dar da, vreau și... să mă duc până la domnul Șoc. Da, dacă mergem ne putem opri și noi să întreb și eu rapid dacă a văzut el pe cineva. Unde stătea, mă, domnul Șoc? Uite. Aici, domnul aolo. Șoculeț. Bună ziua, ei, fără armură în oraș. Am făcut ceva? Armura jos. De ce veniți toți pe cal? Nu, eu... la închisoare? Nu te ia nimeni la închisoare. În drumul nostru. E doar un popas. Deci uitați-vă puțin acolo în depărtare. Vedeți copacii aia de pe o casă? Mamă, ce e ăla? A, doi copaci, wow. Știți cumva ceva despre copacii aia, că aia e cam casa mea. Nu. Uitați șerif cum s-a îmbrăcat. Vă place noua mea uniformă? Domnul șerif, domnul wow. Lopiții, să trăiți, să trăiți. La fix ați venit în sat. Bună seara, bună seara. Domnul împărat, dar dumneavoastră nu ziceți nimic? Domnul împărat. Cum adică? What? Mă, ce? Măi, s-a stricat vocea lui domnul împărat, a răcit. Mă, sunt puțin răgușit de atunci, de când am avut discursul ăla cu Nocivan, am vorbit foarte mult și ca răgușit. Domnul Mateescu. Da. Mă scuzați că întreb pe toată lumea, trebuie să vă pun și pe dumneavoastră la curent. Casa mea a fost vandalizată. De cine? Nu știu. Și v-aș invita și pe dumneavoastră să vedeți cu doamna Oana, să vă verificați puțin locul pe acolo, poate găsiți ceva, nu știu, să incriminăm pe cineva, că nu, uite, uite-te încolo, uite-te încolo, uite-te încolo. Zdita mai copacii pe casa mea. N-ai cum poate aveai semințe pe casă și ți-au... Nu ești da, da, da. Pădurar, nu ești cu copacii. Da, nu ești pădurar. Dar nu e vorba de asta, mă, domnul împărat, că doar nu i-am pus eu. Ce, doamne iartă, mă, cine își pune copacii pe casă? Pe jos! Nu mai ai să știi ce și cum. Nu e casă în copac, poate copac chiar tu casă. Ai pus, dar acum nu știu, eu o să mă duc să-i spăgăți pentru că sunt șerif. Da, o să vin și eu cu dumneavoastră și dacă poate să vine și doamna Oana să vedeți despre ce e vorba, știți? Că sunt un om corect. Bine, eu n-am cald, dar asta este, merg și eu pe jos că... Nicio problemă, că merg după dumneavoastră. E copac pe casă, nu casă în copac. E copac pe casă, da, cred că am greșit puțin. Vedeți că ați lăsat calul în spate. Doamne, mi-a fugit calul. S-a dus. Hai că mă urc și eu pe el, că domnul Mateescu e foarte, foarte rapid. Domnul Părat, să... Deci asta e problema? A, da, ia, wow. Vă invit puțin și înăuntru. Trebuie să angajăm un medic ceva să... Și bănesc că piatra asta a fost pusă tot de... A spart toată casa, ce-a făcut? Da. Și nu știu ce se întâmplă... Aoleu! Vi-l recomand pe el. Am găsit 25 de galbeni aici. Da? What? Oh, aici erau 25 de galbeni. Păi parcă vandalizarea asta nu mai e așa. Să-mi tot vandalizeze cineva acasă. E vrejul de fasole. Hai că workshop. Da, aveți grijă, aveți grijă, aveți grijă. Mamă, e apa aici jos. Da, e și apă jos. Doamne, băi, tot mi-au spart pe aici. Ce facem cu copacul ăsta? Păi ce să fac cu copacul ăsta? Eu sunt pădurar, vă dați seama, imediat mă pun și îl tai. Nu e asta o problemă, dar... Na, nu știu, să investigați puțin pe aici, să vedeți despre ce e vorba, dacă și-a lăsat vreo amprentă, ceva, I don't know, nu știu. Da, o să încerc să caut niște indicii, că mama, e jale. Oh, cățelul meu, e bine, doleo. A fost terorizat, săracul. Grigore, săracu. Hai ca sub și eu apa asta, că... E ok, ok, da. Doamna Oana, mă pot descurca, vă rog frumos să... Nu, vreau să văd dacă e ceva ascuns pe a, da, 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 ok, mulțumesc. Capetele astea erau, nu? Aici. Ce să fie? Capetele da, 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 sunt capetele mele, le-am luat când am fost la vânătoare. Dar văd aici butoanele astea nu știu. Vă găsiți oare ceva amprente pe ele? Mă uit așa bine, dar nu știu. Pare a fi nu știu, ceva labă de animal. Ia. Ia uitați-vă puțin. Mă analizez așa.
mai ca lumea și nu-mi dau seama. Nici eu nu-mi dau seama. Cine ar putea face, mă? Păi, dar nu m-am certat cu nimeni. Asta e să puțin să văd. Am eu aici un secret. Sunt total legale, doar să nu picați la ele, că n-au mai mâncat de vreo două săptămâni, gen. Și mănâncă cetățenii. Nu, 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 nu. Că era să... să mă mănânce și pe mine. Da, deci... Ia uite, mă, ce mi-a făcut și cu chesturile. Doamne. Ok, eu o să mă duc să explorez în jurul casei, că... Da, chiar vă rog frumos. Eu continui aici în casă. Da, uitați-vă, uitați-vă că după aceea o să iau și eu copacii. Cred că e ratonul ăsta alb, că toată ziua stă pe lângă casa mea. Ratonul? Ce raton? Aici e un raton. Nu, e foarte greu ăsta, nu, nu, nu puteți să-l luați. Mă cer cu el de vreo săptămână. Dacă a venit de acolo din mină. Să știți că m-am gândit și la treaba asta. Doar că puta chiar așa să-mi facă. Domnul, domnul Mateescu, ieri mi-am terminat casa. Ieri n-am bucurat deloc de ea. Nu știu, trebuie neapărat văzut cazul ăsta, că nu vreau să se întâmple așa la... Nu știu dacă a vrut să-mi vandalizeze casa sau efectiv mi-a făcut o glumă, un prank, ceva. Nu știu, dar văd că băiatul s-a descurcat destul de bine. Sau fata, poate e fată, dar nu știu, nu știu. Care fată? Că sunt doar două fete aici. Una, una care e plecată de mult în explorat și nu s-a mai întors în momentan. Da. O să vină ea, dar nu știu. Se descurcă cel care a făcut asta, asta e clar. Doamne, n-are... Nu-i nimic aici pe casă decât copacii. Da, copacii o să-i scot eu. Nu știu, știți ce am mai putea face? Să întrebăm pe cineva de care a fost prin sat dacă a văzut pe cineva venind din direcția asta sau ceva. Da, 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 spuneți bine. Am putea să mergem acum și după aceea vin eu să-mi scot copacii ăștia. Actually, arată destul de nice, dar... E ciudat cine că îmi plouă prin casă pe la rădăcinile copacilor, frate. Da, trebuie dat, trebuie dat jos copacii ăștia. Dar de acei galbeni, ați spus că ați găsit niște galbeni. Da, 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 25 de galbeni erau într-un barrel sub copacul acesta din dreapta. Nu i-a spus dumneavoastră, nu? Nu, doamne, eu am, i-am aici toți la mine. Deci, probabil e o urmă ceva lăsată. Deci cineva care are bani, care își permite să lase 25 de galbeni. Da, chiar e bogat. Da, 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 25 de galbeni să faci asta e deci direct o aroganță. Domnul Robică nu e acasă, nu? Domnul Robică nu, nu e acasă, nu l-am văzut. Domnul Robică, nu e? Da, nu, nu e, nu e. Ia că e domnul împărat. Mă, ce s-a auzit? Domnul împărat. Poate a văzut domnul împărat ceva. Vă bat la ușă. A, nu vă mai bat la ușă. Ați văzut ceva acolo peste drum? Văd doi copaci. Și ați văzut cine i-a plantat? Păi, presupun că pasă Madalin, că el e pădurar. Nu cred că și-ar fi plantat copaci pe casă. Da, chiar pe casă, domnul împărat, nu cred că ați face așa ceva. Păi, mă gândeam că ați dat și dumneavoastră reverse. În loc să aveți casă în copac, aveți... Copac în casă, da, 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 da. Nu știu, mi se pare destul de dubios, domnul împărat. Cred că știți că, na, ieri am făcut niște chestii când a fost votarea domnului Nociv de a veni înapoi în oraș și am recunoscut niște chestii. Mi-am luat și o bătaie, dacă voi știți foarte bine. Spuneți bine ce spuneți acolo. Și ieri să se întâmple asta, să se întâmple asta, Nu știu, nu pot să mă cer cu domnul împărat, că e domnul împărat până la urmă și el e șeful. Aha, deci sunteți corupți! A, ce, mă, ce? Mă, ce? Nu, dar... Ia, poți hai, să dai gata, vina pe domnul împărat. Dați-i drumul mai încolo. Gata, hai. Doar de când vorbește împăratul așa, bă, băiatule? Îmi tulburați liniștea. Vrea să se odihnească. Lăsați-mă să-mi beau ceaiul liniștit. Haideți să ne oprim până aici să văd, poate mi-a mai cumpărat cineva și de la... De la shop-ul ăsta. Da, 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 să văd și eu dacă mai comenzi. Dacă tot eram pe... 6 galbeni. Bine. Ia să vedem și aici. L-a furat pe șerif. Cred că știe ceva.
Dar domnul Șoculeț, n-am văzut el nimic, el e cam tot timpul în sat. Știu, domnul Șoculeț, dumneavoastră n-ați văzut nimic suspect cineva venind din partea... din partea a satului unde locuiți dumneavoastră spre partea asta, că spre partea asta sunt doar eu, Robică și domnul Păragen. Mă, când am intrat în sat, m-a întrebat cineva ceva, dar nu mai știu cine era. Abia mă trezise și am ieșit până afară, dar... Hai, eu zic să mergem să întrebăm pe toți. Nu mai știu cine m-a întrebat, ceva de casa lui Mădălin, dar n-am băgat în seama. A, da. Am înțeles. Dar chiar așa, mai avem pădurari? Da? Da. Eu și Ioana. Mă gândeam că ar fi fost alt pădurar care voia să vă facă ceva rău. Ca un fel de concurență, știți? Și... pădurar? Câte știu bădea... eu, nu mai e alt pădurar. Nu mai e. Da, dacă nu mai e, nu știu. Oricum adică ar trebui să-i dau amendă că nu se plantează copaci în sat. Clar, adică amendă clar. De... să ajungă amendă 200 de galbeni. La mine, în buzunar. Da, adică să vă îmbogățiți pe spatele, ce? Da, păi eu cum am doi galbeni, atâta am. Toți banii? Dacă îmi găsiți făptașul, eu vă dau 10 galbeni. Wow, mi se... 10? 15 galbeni. Foame, ce mult, acum, wow. Deja am luat-o la pas, gata. Fii băiatul de aici, domnul Zeri nu e acasă. Era în sat. Nici domnul Cherox. Dar chiar Zeri? Da, văd că și-a lăsat aici ușile deschise, deci a plecat grăbit. A plecat în fugă. Șapca asta. Da, vă stă super bine. Mă, noi suntem aici să căutăm criminalul sau la postul mații? Doamne, s-a pus și e ploaia, frate, băi, dar nu se poate așa ceva. Da. Fereastră Dumnezeu nemaipolonic. Aveți grijă, domnul Șoculeț, să nu răciți, doamna Oana, să nu răciți. Nu, sunt îmbrăcată. Am găsit ceva, băieți. Da, și intrați așa, domnul Matez, de fapt, dacă și-a lăsat ușa deschisă. Noi avem voie. Da, intrați voi și o să... Deci chiar am găsit ceva aici. Uitați-vă ce avea aici, nu știu, cred că avea un fel de stocare. O să intru și eu? Da. Opa! Cred că nu am mai avut loc în cesturi și efectiv le-am poșteat aici în casă, nu știu dacă e și sus. Eu nu mi-e nașpa să intru mai sus. Nu e nimic. Ce blocuri păi din astea nu ați găsit? Da, dar din câte văd are și pe aici, pe jos, din câte vedeți, știți, să nu fie pentru... Astea probabil par că le-a pus el ca vreo, dar astea aici chiar nu aveau motiv să fie. Da, am putea să-l punem ca principal suspect, dar poate n-a mai avut loc prin chesturi și le-a pus aici. Eu văd că are destul loc. Mamă, chiar are multe. Și să dispară așa din sat dintr-o dată. Nu mai. Domnul Șoculeț, nu vă aduceți aminte ce culoare avea o culoare ceva de pe omul care v-a întrebat de casa mea? Era îmbrăcat în alb. Da, îmbrăcat în alb, ok. Deci adică armură? Nu, era îmbrăcat în alb. Da, dubios. El a fost și cu astea, a lăsat și ușile deschise, a fost în grabă. Da, dacă mă întrebați pe mine, nu știu, o să vin zilele următoare sau când îl găsesc pe Zeri acasă și o să le iau la interrogatoriu. Da, cel mai bine, o să văd când își revine și domnul împărat să vorbesc cu el, că nu mă înțeleg cu el. Da, nu știu. Deci eu zic că principalii suspect să fie domnul împărat, că ați văzut și dumneavoastră cum se comportă cu mine, și domnul Zeri, la care ați și găsit asta în casă. Da, principalul suspect este Zeri, pe părerea mea. Dumneavoastră adică știți mai bine că de aia sunteți. O să ținem ochii pe Zeri. Da, porcul ăla e foarte dubios. Păi mă duc și atunci acasă și... Așa. Când aflați ceva, îmi trimiteți o scrisoare sau veniți la mine și rezolvăm, da? Și rezolvăm. Și cu galbenii aia, nu-i problemă, facem să fie bine. Merg să-mi dau și o copacul la jos, că nu se mai poate. Chiar copacii jos. Copacii. O să pună presiune pe casă, că am făcut eu la fizică, în casa a doua și... Pune presiune pe casă și se dărâmă casa. Păi aia mi-e și acoperișul nou, nu vreau să... Da. Vă mulțumesc mult! Cu băiatul ăla, Newton.
Aoleo, păi câți ani aveți, domnule Șoculeț? 300 de ani? Eu nu știu atât de mult, n-am învățat. Păi vă mulțumesc mult pentru timpul acordat. Domnul Șoculeț, dacă vedeți ceva, știți că se plătește bine, nu e problemă. Dacă auziți ceva, veniți la mine. Și... accept și lemn, nu doar galben. Nicio problemă, se rezolvă, se rezolvă. Vă mulțumesc frumos, domnul Mateescu, doamna Oana. Și dacă e ceva, veniți la mine. Oricând. Scrisoare, orice. Asta e treaba noastră până la urmă. Da. O zi frumoasă în continuare, la revedere. Zi frumoasă. La revedere, domnul Șoculeț. Pa, pa, mă duc să mă culc. Noapte bună. Da, băi, fraților, deci efectiv cineva ne-a vandalizat casa și toate indiciile duc spre Zeri. Nu știu dacă a vrut să-mi vandalizeze sau a făcut o caterincă, cum ar veni. O să mă duc și eu acum aici sus să sparg tot lemnul ăsta, că nu mai se poate, bă, fraților, bă. Am mai făcut și o grămadă de galbeni în ultimul timp pe live-uri și da, hai să urc eu chiar aici așa, să sparg tot lemnul ăsta. Fel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 e, ăsta direct la vânzare. Se duce, n-am să vă mint. Deci uitați-vă și voi, bă, fraților, că m-am urcat aici să rup picioarele, băi, grea e viața de pădurar. Abia aștept să aflu cine a făcut această glumă, să zic așa. Oricum o să termin și eu. Na, s-a spart și ăsta. O să termin și eu chiar aici și episodul, fraților. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată. Nu uitați să apăsați neapărat pe butonașul de like, să strângem peste 250 de like-uri dacă vreți să facem episoade cu Ratopia zilnic. Până data viitoare, am fost Ase. Vă pup, vă iubesc și ne revedem data viitoare. Eu m-am dus, paftă lume, pa, pa!